Lumea muzicii populare mehedințene este zguduită din temelii. 5 artiști de top sunt chemați în fața instanței și li se cer daune de mii de euro. Motivul? O piesă pe care Niculina Stoican, Anica Ganțu și Irina Zoican și-ar fi însușit-o de la celebrul rapsod Dinică Pârvănescu. Artistul este foc și pară pe colegii de breazlă și nu ar fi prima dată când bărbatul se războiește cu nume celebre din folclor. Întreaga poveste o aflăm chiar acum. Anica Ganțu, una dintre artistele acuzate, vine alături de noi. Haideți să o primim! Bună ziua! Bine v-am găsit! Mă bucur să vă revăd, dar mi-ar fi plăcut poate și în alt context, nu așa cu necazuri și cu chemări în judecată, cum înțeleg că ați pățit-o după cum vedeți, eu am venit zâmbind, pentru că așa s-a întâmplat și când am primit citația. Dar nu v-ați speriat când ați văzut că sunteți chemată în judecată? Văzând numele, am râs, pentru că eu sunt un om care are sute de cântece, un om care și-a compus melodiile, textele și nu am compus doar pentru mine și pentru soliști, de mari soliști de la noi din țară, pentru începători. Și vă dați seama că am râs, Doamne, nu se poate, chiar eu, care îmi fac cântecele, mi le compun și am compus pentru atâția oameni, să fiu chemată în judecată. Dar uite că s-a întâmplat și eu chiar vă spun că am intrat în acest proces fără să am vreo vină, pentru că eu nici textul nu-l știu. Dar stați un pic. Dar dumnealui, acest bărbat, domnul Dinică Pârvulescu, a pus de la el numele împotriva cărora a trimis cerere de chemare în judecată, sau are o bază reală? Adică aveți un cântec pe vreo casetă, pe vreun album care să aibă textul lui? Nu, exclus. Atunci, eu vorbesc cum doar a inventat lucrul? Doar în ceea ce mă privește. Eu nu știu acest text. Am auzit melodia, am auzit textul, dar le-am auzit acum. Chiar dacă s-ar supăra dumnealui, eu l-am întâlnit duminică la un spectacol și chiar i-am spus, nu știam că e nici măcar că e cântecul dumneavoastră sau că dumneavoastră l-ați înregistrat prima dată. Deci nu-i l-ați cântat nici dumneavoastră, să nu vorbim de albume, nici măcar la un eveniment privat, pentru că nu l-am cântat niciodată și probabil nu m-a atras, nu știu de ce. Că poate l-aș fi cântat pe la vreun eveniment privat, dacă mi-ar fi plăcut și zic asta în tinerețe. Atunci, dar dumnealui pe cine a dat în judecată? Pe cine a chemat? Păi suntem mulți. Știu că procesul a fost din 2019, Radio România, Niculina Stoican, eu, Irina Zoican, Triță, și cred că suntem mai mulți. Dar ce vă cere? Vă cere daune? Da, daune morale fără. Prima înfățișare la care eu ar trebui să merg, dar merge avocata, este pe data de 17. Ați primit acea citație. Ce da, scrie da, da. În ea? Și scria, ne cere, de fapt, câte 3.000 de euro și cheltuieli de judecată. Cheltuieli de judecată la ce? Procesul acum începe. Probabil așa s-a gândit. Bine, așa se cere, cred, de la început. Nu pentru cheltuielile de judecată ulterioare, finalul procesului. Așa este, poate, nu știu, habar n-am de justiție, dar de legile justiției, dar ca să trimiți pe cineva în judecată sau să chem pe cineva în judecată, trebuie să ai o dovadă. Ori eu i-am spus duminică, am vorbit și am zis, dumneavoastră, pe data de 17 trebuie să vă duceți cu o dovadă cum că eu aș fi înregistrat de parte. Dar cum de i s-a luat în considerare? Că există o cameră preliminară și dacă nu ai nicio dovadă, nu ai nicio probă, nici măcar nu-ți trimite judecată cauza. Adică asta mă surprinde și mai e o problemă. Știu că la Radio România el a câștigat procesul și Radio România a trebuit să-i dea o sumă de bani, nu știu din ce. Da. Cum a câștigat Radio? Adică el când a dat Radio România judecată, pentru ce l-a dat? Eu, din câte am văzut eu în acea citație, pentru că era un desfășurător acolo, am văzut că el era supărat, cred că a fost supărat pe fratele lui,
că într-o perioadă de, să zicem, nu mai știu exact datele, o lună cât o fi fost, el a fost difuzat doar o singură dată cu piesa aceasta și Fratele de șase ori. Și bănuiesc că pe acest motiv, nu știu amănunte. Și haideți să vedem până la urmă ce are de spus fratele acuzatorului, pentru că îl vom invita în platou pe violonistul Victor Pârvănescu. Hristos a înviat, bine ați venit, bună seara. Vă rog să luați loc. Nu mi se pare sau sunteți un pic supărați? Rămâne că Hristos a înviat și bine v-am găsit. Bine ați venit. Nu sunt supărat, sunt puțin obosit. Veniți de pe drum. Nu prea suport căldura, eu mai... Oho, și nici la început. Vă dați seama, suntem la început de... Nici la început de vară. Da, domnule Pârvănescu, sunteți fratele. Înțeleg din ce spun colegii de breaslă că, de fapt, dumneavoastră sunteți celebru din familia dumneavoastră. Da, da, vă spun eu. 100%. Dar cu toate astea, nu dumneavoastră aveți probleme cu breasla, ci fratele dumneavoastră care spune că i s-ar fi furat munca. Ce ne puteți spune despre asta? Am furat eu? Nu, fratele dumneavoastră ar fi furat munca... Nu, colegile de breasla i-ar fi furat munca fratelui dumneavoastră. Și dumneavoastră cred că știți mai bine care e situația. Stimată doamnă Mirela, domnul Dinică Pârvănescu a imprimat o doină care este denumirea Mândura inima mea. El are pe doină, eu am pe sârbă. Acum când s-a imprimat materialul în radio, redactorul de serviciu de atunci a greșit. În loc cu pe caseta lui a scris numele meu și pe a mea numele meu. Când s-a difuzat, s-a auzit cântând el, l-a anunțat eu. Și atunci a spus că eu i-am furat melodia. Eu nu știu ce s-a întâmplat acolo în deci, radio. Deci fratele dumneavoastră, inclusiv pe dumneavoastră, v-a acuzat că i-ați furat... Păi m-a acuzat degeaba, pentru că eu nu știu despre ce este vorba. S-a făcut o confuzie din cauza numelor de familie, identice. Păi da, el a imprimat o doină și eu am imprimat o sârbă, da? Da. Total diferit. Dar asta când se întâmpla? Când v-a acuzat fratele că... Prin 85. Și acolo a câștigat ieri la Radio România procesul? Pe această situație? Nu știu, că nu mi-a spus. A câștigat, într-adevăr, ceea ce dau noi. Și înțeleg că a cerut bani, dreptul de autor al tatălui și al meu. Cu ce drept? Nu știu. Dar fiind fratele dumneavoastră, nu ați discutat cu el atunci? Să vă dumiriți? Să înțelegeți, de fapt, ce se întâmplă? Nu, m-am pomenit că m-au citat la tribunal în 2015, eu plecam la Paris și m-a chemat la Baia de Ramă, la care nu m-am dus. M-a chemat și la turnul Severin, nu m-am dus. Și a dat naștere procesului la București, în instanță aici, și așa am înțeles că a câștigat procesul. Și s-a dat niște bani. De unde, cum, nu știu. Și de ce? Dar hai să zicem că la dumneavoastră, iată, acea confuzie care s-a făcut nu din vina dumneavoastră, ci din cauza unui redactor, da? L-a îndreptățit cumva pe fratele dumneavoastră să-și ceară drepturile lui, pentru că el a cântat, el a fost difuzat pe radio și era dreptul lui să-și ceară banii, drepturile de autor, hai să zicem. Dar în cazul acestor artiste pe care el le citează și le cheamă la proces pe 17 mai, înțeleg că nu există nici cea mai mică probă, nu există fapta. Adică aceste artiste nu au cântat niciodată piesa fratelui dumneavoastră. Nici nu o cunosc, nici nu o prea plac, au spus. Nu, piesa am auzit-o, eu am auzit-o la Victor. De asta i-am și spus dumnealui, domnului Dinică, acum o săptămână. Zic, domnule, eu nu știam că dumneata ai această piesă, m-a auzit și Victor. Eu știam că această piesă este a lui Victor. Și atunci cum vă explicați, domnule Pârvănescu, faptul că le-a chemat inclusiv pe artistele mai sus menționate în instanță? Dacă ele n-au cântat niciodată piesa asta? Eu nu știu cine îl învață să facă treaba asta, pentru că fetele, eu am înțeles că n-au cântat. Și așa este. Cântau fetele doina lui, Mândul la inima mea. Eventual cântau fetele cum o cântă pe sârbă. Da, dar tot munca lui era cum ar veni, nu? Nu el zice că a făcut textul? Fetele toate poate să cânte, nu mă deranjează la un eveniment, la un spectacol, dar nu să ne registreze. Nu. Eu l-am întrebat, vă duceți în 17 la proces. Cu ce dovadă vă duceți? Pentru că, după aceea, legat de mine,
Nu aveți cu ce, dar trebuie să vă duceți cu o dovadă. Ce spuneți la proces? Pentru că după eu, poate nu-mi convine, și nu-mi convine faptul că mă chemați într-un proces unde nu sunt vinovată. Eu vă cer daune morale. De unde până unde? Doamna, așa mi-a spus cineva că a găsit pe calculator. Păi și numele meu acolo? Și... nu știa ce să spună. Înțeleg că nici dumneavoastră, acum iertați-mă că vrând nevrând situația asta, ne pune să întrebăm. N-aveți o relație tocmai bună cu fratele din moment ce v-a acționat în instanță și v-a chemat fără să vă anunțe direct la proces? Da, cred că cineva l-a învățat, stimată doamnă, să facă treaba asta. Nu știu ce se întâmplă cu el. Se pare că a rătăcit pe niște drumuri care nici nu știe ce se întâmplă cu el. Eu am o activitate muzicală în spate, deci am cântat cu destui soliști de ăștia mari, cum ar fi Ion Dălănescu, Dumnezeu să ierte, și într-un turneu în Ardeal mă roagă, zice, domnul Victoraș, îmi dați și mie doina asta. Eu o maestră și o cânta destul de bine. Deci a avut bună simț să o ceară, da? Eu n-am nimic cu nimeni, poate să cânte fiecare, dar să nu de natură, să cânte așa cum este piesa. Dar nu să o înregistreze. Și ca să mai cânte sau să înregistreze, să mă întrebe. Ce puțin cântă și se facă nici nu mă văd. Nu e așa. Noi am sunat-o, colegii noștri au sunat-o și pe Niculina Stoican, care nu vrea să intre direct pe subiectul ăsta, dar care spune că da, într-adevăr, și ea a fost citată. Pe data de 17 mai, da, este pe această listă. Înseamnă că noi cu toții suntem citați la aceeași dată. Dar Niculina Stoican are o piesă care se numește Nană la inima mea. Este acea piesă? Sau... Stimate domn, Niculina Stoican și mama ei, Angelica Stoican și Adriana, sunt nașele mele. Nașele mele de cununie a bătrână și de botez la copii. Deci nu mă deranjează. Și nu vă deranjează pe dumneavoastră? Pe dumneavoastră, dar poate pe fratele deranjează. Dar ce treabă are fratele cu mine?